În accident a fost implicat și primarul comunei Bradu, Florin Frătică, devenit celebru după ce a fost cercetat împreună cu alții pentru afaceri cu terenuri considerate ilegale și după ce a împărțit celula cu Mazăre și Vanghelie. Acum însă primarul nu are nicio vină, el fiind practic victima. Cetățeanul cu golful venea din direcția de mers spre București și a întors pe linie continuă în fața mea la 10 metri. Accidentul n-a putut fi evitat. Câte victime au fost? Doi accidentați și cu mine doar n-am putut. Șoferul acestui Golf, după o experiență de 39 de ani de condus, a făcut o greșeală impardonabilă. A întors pe linia continuă, pe o stradă unde se circula cu aproape 100 la oră. S-a izbit frontal de Mercedes, iar șoferul unei auto utilitare nu l-a mai putut evita nici el. Păi tu voi așa un Golf, da, și tu cu două bolă, păi. A aruncat Mercedes pe linie. Ce să N-am fost nimica. Stai în spate, mă! Am prins-o, mă, n-auzi că am prins-o acolo. Eu am prins acolo, da. Eu aici a fost, mă, n-am lovit pe undeva, pe aici. Ai mutat mașina? Da, am mutat mașina. Da, mă, tata, e lovitura în spate, uite-te și tu. Uite-te la urmă. Mașina a venit pe banda 1. A venit pe banda 1 de lovitură și am intrat direct în el. Chiar acolo la... Da. Vestea. Ăstea sunt de la altă mașină. Ăstea. Dar mașina nu s-a lovit la bunica. Ăla a fost frână. Ăla sunt ale altei mașini. Alea care merg pe Mercedes. Doi pasageri din mașina șoferului vinovat au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Șoferului vinovat i s-a întocmit și dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.